Willkommen, vericule, la episodul cu numărul 25. Este bancă 75 și închidem încă puțin. Comentariul săptămânii vine de la omul nostru, Tonel, care ne spune: Steaua. Oricum nu contează cu ce echipă ții, important e că FCSB nu este Steaua. Am zis-o, emisiunea mea, n-ai ce să faci, hai cu intro. Înainte să vorbim despre Perec, trebuie să vorbim despre Scottie Pippen. Sau Pippen. Sau Scottie. Ha Pipi. Taci bă din gură. Scottie Morris Pippen s-a născut pe 25 septembrie 1965 în Hamburg. Arkansas. Am cer scuze la domni europeni. În orașul ăsta, în momentul de față, există doar câteva mii de locuitori, deci omul nostru nu că a plecat de jos. A plecat de unde n-avea nicio șansă. Tu te plângi că nu faci față în călăraș. Dacă v-ați uitat la The Last Dance, să știți pe om că a fost mâna dreaptă a lui Jordan și cumva a stat în umbra lui toată cariera. Poate e așa, poate nu e așa, cert e că omul e unul dintre cei mai buni jucători din NBA, Eva. Cei doi mergeau perfect împreună ca micii cu muștarul, iar în anii 90 au făcut cunoscut NBA-ul pe tot globul pământesc. Ori prin meciuri demonstrative care au avut loc în alte țări, ori pur și simplu prin filmulețe de pe net. Aici e de la cadru, tranziție, telefon, tehnologie. Mi-am băgat pisica la spălat, aveți mare grijă că am băgat-o cu niște albe și s-a făcut așa și a intrat și la pumpi. Bă, Șaure, ia stai locului un pic așa, șezi, culcat, nu-i voie cafea, nu-i voie. Bă, așezut. Nu are rost să vă mai zic de toate titlurile sale câștigate, a fost NBA All-Defense First Team de 8 ori la rând, All-NBA First Team de 3 ori, de 7 ori NBA All-Star și NBA All-Star Game MVP 94. A fost și om de bază în perioada aia de glorie la Chicago Bulls, bă. Dar ce e cu adevărat mai așa, e că Scottie a fost singurul jucător care a câștigat și titlul NBA și o medalie de aur la Jocurile Olimpice în același an. De 2 ori. În 92 și 96. A jucat și la Houston Rockets și la Portland Blazers, iar în 2005 s-a retras având la activ 17 sezoane în NBA. Bă, stai bă locul! Omul va rămâne mereu cunoscut pentru abilitățile sale defensive, pentru faptul că era un jucător de echipă, adică dădea pase când era nevoie, nu era egoist și bulangiu și competitiv, și pentru faptul că avea niște mâini extraordinar de lungi. Google a zis, eu am dat mai departe. A avut și niște belele cu bani, iar alt lucru interesant găsit pe internet, pentru că internetul le are pe toate, e că Scottie era scârțar, pentru că nu dădea bacșiș de unde a primit și porecla nouă Tippin Pippin. Ce interesează pe unii oameni, bă, băiatule. Dar atât despre el, haide să vorbim despre Adidas. Păi despre ce altceva ai fi putut tu să vorbești, terminatule, doar atât ai în cap. Și oricum de multe ori greșești ani, te-n p***me. Haide să vorbim despre câteva perechi purtate de Scottie de-a lungul carierei sale. Nike Air Pippin. Primul pantof semnătură al acestuia, care a apărut în 1996 pentru sezonul 96-97, evident. Și deși modelul inițial era cu talpă full Air Max, Scottie a purtat cu tehnologia Zoom Air. Pentru că așa a vrut el și pentru că e vedetă, poate face ce vrea, e dreptul lui. Și ce mai e mișto la perechea asta? Ea arată așa și dacă o dați așa atenție la dungi, hop, numărul 33. Creier. Dacă e întorce 33 și dacă e 33, ce? 33 purta el, mă, ești nebun. Air Flight 89. Modelul ăsta a apărut prima oară în 1989 și da, fură de la Jordan 4. Dar iată că după 30 de ani îi puteți găsi pe internet la reducere. Deci clar a trecut testul timpului și sincer să fiu, de la perechea asta m-am luat cu episodul. Pentru că sunt foarte mulți oameni care spun că e o mizerie și o pereche nașpa, dar are istoria, așa că luați p***. Air Pippen 2. V-ați prins, avem aici cel de-al doilea pantof semnătura lui Scottie, care a avut din prima tehnologia Zoom Air, adică aia pe care o prefera el. Pentru că era amortizarea mai finuță. Iar dacă e cineva aici căruia îi pasă, să știți că pantoful a fost designuit de către Aaron Cooper. În continuare nu o să vă mai vorbesc despre pantofii lui semnătură, pentru că linia a ținut până la 6 și sincer să fiu n-au bubuit atât de tare, așa că vă las poze aici cu 3, 4, 5 și 6. Air Max Up Tempo. Bă, lasă cablu, bă! Bă, nu mai era de... Această pereche a fost precursorul... Opa! Bă, lasă-mă cablu!
Se pare că în minutul 84 marchează cuvântul zilei, care este precursor și care înseamnă care pregătește prin activitatea sa terenul pentru o dezvoltare ulterioară mai largă, într-un alt domeniu, slash deschizător de drumuri. Puțin cam deep pentru niște Adidas, dar ca idee ăștia au dat startul la perechea asta de uptempo despre care vorbim mai încolo un pic. Este primul model de basket care a avut Air Max Unit-ul vizibil pe toată lungimea pantofului. Adică bulele astea. Ce a făcut faimoasă perechea asta este apariția lui Scottie Pippen în ea în 1966 în NBA All-Star Game din San Antonio. Nike Air Maestro. Scottie este primul om care a purtat vreodată perechea asta în 1993 pentru că nici măcar nu fusese lansată pe piață. Vedetă, bă, ce înseamnă să ai întâietat. Vedetă, bă. Modelul a fost dizenuit de către Tracy Tick și readus la viață și reinterpretat o leacă în 2017 de către Rani Fig. Bă, ăștia-s frați? Nike Air Flight Hărăci. Ce mă? Ca aia de la Lidl? Nu chiar, dar aproape. Modelul ăsta a apărut în 1991 și a fost dizainuit de către Tinker Hatfield, că de mult nu-i mai zisesem numele în emisiunea asta, mâncaia și gura lui, te pup Tinker. Iar mai apoi în 1992 cu niște modificări și updatări pentru basket. Pentru că na, dacă vrei basket... Vrei basket? Trage-mă de basket! Nike Air Swift. Perechea asta a devenit celebră din două motive. Primul. A fost purtată de Scottie în momentul în care acesta a dat mare dunk peste Patrick Ewing și a fost un pic bulangiu cu el după. Și al doilea, în timpul play-off-urilor din 94, Scottie și-a scris cu markerul pe pereche forpit. Așa s-a gândit el că ar putea să crească considerabil șansele ca Chicago Bulls să ia al patrulea campionat consecutiv. Și bineînțeles și în sfârșit, Air More Uptempo. Bineînțeles, îl mai popular pantof al lui Scottie purtat în celebrul sezon 72-10 și chiar și în timpul Jocurilor Olimpice din 96. Și da, ăsta este cel mai popular, deși există Air Pippin și cumva ăla trebuia să fie, iată că așa a vrut Dumnezeu și ăștia sunt. Jos. Dă-te jos. Designuiți de către Wilson Smith, care a avut o strategie de marketing, adică Air-ul ăsta plasat așa ca să știi tu de fapt de la ce brand sunt, bă, iluminati. Scottie a zis că perechea asta arată ca o combinație între graffiti și basket și culmea, Wilson chiar din graffiti s-a inspirat. Deci se pare că avem confirmarea spre final, Illuminati există. Cum a spus și dânsul, este un statement shoe, iar în ziua de azi nu mai este pentru basket, ci pentru purta pe stradă. Și sincer sunt de acord pentru că pe ăștia negri i-am purtat de numai eu și cu Dumnezeu știm cât. Este o siluetă clasică a anilor 90, iar în momentul de față cum apare un model pe net se vinde imediat, deși omul nostru Scottie are o pereche de referință. Cea mai cunoscută colaborare a acestei perechi este cea cu Supreme. Și într-adevăr toate arată bine. Dar pe mine mă sparge mai mult cea cu Knicks. Olympics, bineînțeles, care în varianta asta nu au numărul 8 la călcâi imprimat, care este un omagiu pentru Scottie Pippen, care a purtat numărul 8 la Jocurile Olimpice. Bă, mult mai mișto. Și bineînțeles cea OG, adică ăștia negru cu alb, care sunt cei mai cei. Un om mișto care a spus că el nu prea are pe acasă perechi purtate, pentru că după fiecare meci dădea perechea oriunui copil, ori către o cauză. Atât și cu episodul de astăzi și nu uitați că dacă sunteți din Târgu Mureș, din Timișoara sau din Arad, puteți să veniți să mă vedeți la stand-up, să ziceți, băi, emisiunea așa și așa, dar stand-up, bă. De fapt nu, că ăsta se postează luni, deci Târgu Mureș se va fi întâmplat, se va fi fost, a fost. XXO. Hei tu, cine eu? Da, tu. Vrei să-ți cumpere Adidas, dar îți lipsezi niște bani? Da. Ai auzit de emisiunea Kicks and Digs? Cine? Exact! Avem soluția pentru tine! Intră pe Sneaker Industry, adaugă o pereche oarecare în coș și adaugă voucherul KD... 10! Wow! Adidas și care erau 8 milioane, acum sunt 2 milioane! Mulțumesc, Kicks the Digs! Oricând, prietene, și nu uita, dacă nu știi exact cât înseamnă 10%, site-ul îți calculează automat. Numai bine!